Ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune: Drumul spirituală. Evanghelia de la liturgia de astăzi este una destul de plină de, de, de esențe, multe, din care sperăm să decantăm câte ceva. Titlul pe care l-am pus este clar, iată, inspirat din această Evanghelie, dar nu vom vorbi doar despre relația dintre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, și omul de îndumnezeit. Uh, multe altele, însă citim Evanghelia de la Ioan, nu? din perioada aceasta e clar că e de la Ioan, din capitolul 16, pericopă cuprinsă între versetele 23, 33. a Domnul către ucenicii săi, adevărat, adevărat zic câte veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Până acum n aș cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie de plină. Acestea vi am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe față vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea, Vei cere în numele meu. Și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Ieșit am de la Tatăl și am venit în lume. Iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Au zis ucenicii săi: Iată, acum vorbești pe față și nu spui nicio pildă. Acum știm că tu știi toate și nu ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: "Acum credeți? Iată vine ceasul și a și venit ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur. Dar nu sunt singur pentru că Tatăl este cu mine." Acestea le-am grăit către voi ca într mine pace să aveți. Zisa Domnul către Ucenicii săi, adevărat, adevărat, zivă, ori câte veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Este experiența de 2000 de ani a Bisericii, a Bisericii lui Hristos, care biserică, înțelegând mai bine relația om-Dumnezeu, prin cele descoperite de Dumnezeu omului, prin Fiul Său, cum că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, oamenii înțelegând trăimea, înțelegându-L pe Dumnezeu trăimit și înțelegând că biserica ce s-a înfilipat s-a întemeiat. A fost propovăduită și, iată, întemeiată de lucrarea Fiului în lume, oamenii au înțeles că, iată, având o relație vie cu Hristos, capul Bisericii, în numele Lui primind botezul Trăimic, în numele Lui viesuind și înțelegând Evanghelia, iată, cer, în numele Fiului de la Tatăl. De fapt, noi când ne rugăm, când ne închinăm, vorbim cu Dumnezeul Treimic și spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum, la modul de săvârșit, întreaga, întreaga uh, revelație a credinței fiind împlinită, știm cine este Dumnezeu, înțelegem și mai bine decât înțelegeau atunci în clipa în care Hristos Domnul le vorbise și înțeleseseră deja relația dintre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și omul de în cum am spus, e, acum știm foarte bine lucrarea întregii Sfintei Trăim și e clar că toată rugăciunea noastră către Dumnezeu Tatăl este făcută în numele Fiului, este Predată de Fiul nouă, și, într-adevăr, avem această relație cu Tatăl, mijlocită de Fiul, Sfințită de Duhul Sfânt, asumată de om ca omul să ajungă să se îndumnezească. Ăsta fiind scopul. Ori câte veți cere de la Tatăl în numele meu, El va da. El va da Tatăl, El va da Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iată, reduce tot timpul la singular Hristos Domnul, lucrarea, cea împreună. Cer eu omul de la Dumnezeu Tatăl în numele Fiului și primesc. Primesc de la Tatăl sau de la Fiul sau de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Noi știm că de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Dar de fapt de aceasta Hristos a vorbit de la El. A folosit singularul arătând unimea trăimii până la urmă. Până acum n-aș cerut nimic în numele meu. Până la momentul acela tot omul cerea de la Dumnezeu de o manieră directă, personală, și înțelegând pe Dumnezeu, Dumnezeu nu l puteau defini încă trăimic. Nu îl înțelegeau, Dumnezeu trăimic, unime. Însă acum deja înțelegeau puțin mai mult. Înțelegeau că există Fiul, Cel care era în fața lor. Există Iisus care este Hristos, care este Mântuitorul. Și care a venit în lume să ne aducă nouă. Evanghelie, cuvântul cel bun, cum că putem să ne mântuim, că putem reintra în raiul cel pierdut pentru păcat, dar cum, iată, în numele acestei Evanghelii de Hristos, Domnul adusă nouă, de Cuvântul lui Dumnezeu, crezând în Cuvântul lui Dumnezeu, avem o relație vie cu Dumnezeu. Crede, cere și veți primi și ca bucuria voastră să fie deplină. Să cerem în numele Lui Hristos ca să fim bucuroși de plin. Până atunci oamenii aveau o relație cu, cu Dumnezeu, asta este clar. Nu, nu ne îndoim că oamenii până la venirea Mântuitorului Hristos nu aveau o relație vie cu Dumnezeu. Stă mărturie întregul Vechi Testament care arată buna viețuire a multora dintre patriarhii Vechiului Testament, prorocii Vechiului Testament, oamenii cu credință curată, modele pentru întreaga istorie, pentru întreaga omenitate, asta este clar. E, toți aceștia aveau o relație cu Dumnezeu, una vie, cereau, dar nu știau să l mărturisească. Și înțelegeau mult prea puțin. Se foloseau, primeau de la Dumnezeu cele pe care le cereau, dar nu-l mărturiseau de o manieră mai profund cunoscută. Pentru că Dumnezeu se descoperise atât cât putea omul să primească. Facem și o paranteză, aici îmi fuge mintea la o discuție pe care astăzi am avut-o cu cineva. Adevărul e dumnezeiești. Se descoperă omului pe măsura priceperii, pe măsura capacității omului de a primi Asta vedem și la om ca individ, și la om ca civilizație. La om ca individ, cum vedem? În momentul în care copilul este mic și îi se vorbește despre Dumnezeu. Adevărurile îi sunt spuse neciuntit, dar într-un limbaj adaptat nivelului copilului de înțelegere. Limbaj care odată crescând copilul și având capacitate să primească, se îmbogățește spre relevanța adevărului mai desăvârșit și mai, mai ușor de primit de, de copil. Adevărul pe care atunci în copilărie nu putea să le primească. După cum, privind la omul ca și societate, iată, în vechime, oamenii știau de Dumnezeu, nu-L mărturiseau ca Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Odată cu venirea Mântuitorului Hristos, care a, a expandat, să spunem, nivelul de înțelegere al omului, l-a și crescut pe om ca și nivel de înțelegere și i-a și descoperit omului adevărul. Adevărul pe care oamenii, ușor crescând, 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 împlinind până la urmă porunca lui Dumnezeu, crește și vă mulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Ajunge omul să crească nu doar cu trupul din mic, mare, din tânăr, bătrân, cum mai spuneam și altă dată, ci să crească ca și nivel de simțire, de înțelegere și de um, voință. Rațiunea, simțirea și voința cresc în om. De fapt, chipul lui Dumnezeu crește în om și ca atare, ca atare omul are această capacitate expandabilă, să spunem, de a pricepe lucrurile. Și odată ce mai crește, primește și alte adevăruri. Iată, să spunem, bună oară, nivelul de înțelegere al omului din antichitate, creștinul primelor veacuri putea să se priceapă taina la un nivel anume. Să spunem, dogma Sfintei treimi a fost foarte bine prezentată de Sfântul Grigorie sau, iată, bine susținută în sinod de Sfântul Nicolae sau Sfântul Spiridon, nu? Însă, odată cu creșterea întregii societăți, Oamenii ajung, știu eu, în secolul 13, 14, în secolul 15 mai apoi, iată, de la Grigorie Palama încoace, începem să, să înțelegem lucrurile mult mai profund. De ce? Pentru că omul se adâncește și mai profund în rugăciune și odată cu adâncimea rugăciunii, omul reușește să teoretizeze noțiuni de stare extatică, de contemplație, de unire cu Dumnezeu, lucru pe care în, la începutul creștinismului oamenii nu, nu le puteau uh, bine înțelege și relaționa unul cu altul. E, odată cu creșterea omului ajungem să, să înțelegem lucruri. Crește omul, iată, ca simțire, ca voință. Crește omul și ca rațiune. Bună oară, omul la începutul, să spunem, antichității, că era, este un reper temporal pentru noi, important, începutul creștinismului și de atunci încoace ne putem raporta pe axa timpului. Ei, la începutul creștinismului, să spunem, în antichitate oamenii nu, nu știau ce înseamnă uh, energie. Nu înțelegeau formele energiei, știu eu, curentul electric, căldura, lucrul mecanic. Noțiuni care au apărut în cunoașterea omului încoace și care, la rândul lor, aceste noțiuni noi, care îi dau omului, îi deschid puțin perspectiva, îi deschid și simțirea și voința și omul reușește cumva să priceapă și mai multe taine ale credinței. Astăzi suntem copii mici. Mâine, peste vreo 3-400 de ani, crescând, vom pricepe multe alte lucruri. Nu doar curațiunea ale întregului univers pe care ne-a dat Dumnezeu să o stăpânim, dar și adevăruri și stări și simțiri și voințe se vor dezvolta în noi pentru că reușim să creștem. La fel și atunci, iată, bucuria aceasta de a relaționa cu Tatăl în numele Fiului este una desăvârșită. Este altceva pentru om. E un lucru nou, un lucru profund, un lucru care dinamizează lăuntric relația cu Dumnezeu, o motivează și o capacitează în același timp să vorbești cu Tatăl să ceri în numele Fiului, să înțelegi ce a făcut Dumnezeu Tatăl prin Fiul pentru tine, să înțelegi că Fiul, ascultând de Tatăl, s-a făcut mic și a venit la tine om făcându-se ca să-ți descopere, iată, față către față, gură către ureche, să spunem, voia lui Dumnezeu s a fost descoperită, a făcut Dumnezeu asta, Tatăl, prin Fiul, pentru tine, om, ca pe tine, prin fiul care ți-a descoperit adevărurile dumnezești, tu să urci la tatăl și să te bucuri de cele pe care tatăl ți le dă el. Nu doar pentru, și vedem după ceea ce spunem în titlul Hristos zice așa: Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe față vă voi vesti despre tatăl în ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Am ieșit de la Dumnezeu pentru voi. Și nu că mă rog eu pentru voi, ci Tatăl vă dă vouă pentru că vă iubește. Nu anihilează acțiunea de rugăciune pentru noi. El nu spune că nu mă voi ruga pentru voi, ci vă va da nu pentru că mă rog eu pentru voi. Deci există această mijlocire a Fiului către Tatăl pentru noi, care Fiul l-a mijlocit pe Tatăl pentru noi. Dar nu cum mijlocesc Sfinții, ci cu capacitatea Dumnezească, una fiind cu Tatăl, care se vede, iată, și aici. Așa. Însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi m-ați iubit pe mine și a crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Ieșit am de la Tatăl și am venit în lume, iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Această dinamică a acțiunii Mântuitorului Hristos, pe care o prezintă fără pilde, pe față, direct, a fost foarte lămuritoare pentru aceea. Au înțeles atunci, în momentul acela, lucruri pe care l au înțeles în pilde altădată. Bunăoară când a vorbit în pilde despre faptul că tatăl a trimis pe fiul la oameni. Pilda lucrătorilor viei. Nu? În pilda aceea vedem că stăpânul viei, după ce a zidit turn și a împrejmuit via cu gad și a săpat întrânsa trânsa tească, a lucrătorilor, care lucrători nu au voit a mai da partea de roade ce îi se cuvenea la, la momentul culesului. Motiv pentru care, rând pe rând, a trimis întâi de toate pe diferiți slujitori ai săi, care aceștia au fost alungați, au fost bătuți cu pietre, au fost omorâți și s-a gândit, arătând de fapt întreaga dorință a stăpânului al lui Dumnezeu Tatăl de a-i ajuta pe oameni să aibă o relație vie cu Dumnezeu, să dăruiască lui Dumnezeu cele ce îi se cuvin din cele pe care el le-a dat oamenilor. Oamenii dorind toate doar pentru ei au zis, la momentul în care cu speranță că omul se va îndrepta face acest demers de a-l trimite pe fiul la, la lucrători, oamenii, am văzut ce au făcut, l-au luat pe fiul și l-au omorât gândind că toată averea să rămână lor, neînțelegând că, de fapt, nu vorbeau de o relație a unui om cu un alt om stăpân de vie, ci era vorba de Dumnezeu. E, această, acest adevăr spus atunci în pilde, iată, acum îl spune pe față. Am ieșit de la tatăl și am venit în lume, iarăși las lumea, las lumea și mă duc la Iată acum vorbești pe față, nu spui nicio pildă. Acum știm că știi toate. Au înțeles că este, iată, o mărturisire evanghelică făcută de oameni vis-a-vis -vis de fiul pe care l-au caracterizat ca pe un Dumnezeu. Doar Dumnezeu le știe pe toate, este atât. Tot știutor. Iată, acest, acest atribut l-au enunțat și în ce privește persoana Fiului. Vedem și în acest lucru unicitatea lui Dumnezeu Tatăl cu Fiul și împreună lor unică lucrare, unică voință de a mântui pe om. Acum știm că tu știi toate, și nu ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că a ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Întrebarea aceasta este ușor retorică a Mântuitului Hristos, pentru că nu doar pentru acest cuvânt, acum ar fi putut spune. De fapt, ei au enunțat ceea ce au simțit și în felul lor, în parte, au și mărturisit pe aici, pe acolo, până atunci, în diferite forme, Dar acum și Hristos Domnul a vorbit nu în pilde, ci direct. Acum și ei și-au mărt și mărturisit credința în mod clar și direct. De acum credem că a ieșit de la Dumnezeu. Nu, nu se îndoiau. Au avut seser, iată um, momente. Care i-au întărit până atunci, nu doar acest cuvânt, și minunile pe care le-a făcut Hristos, și toate cuvintele mântuitoare pe care Hristos Domnul le-a le rostit lor, le-a dăruit lor, le-a le propovăduit lor, toate aceleași acțiunile și minunile și faptele și cuvintele Mântuitorului Hristos îi întăriseră și până atunci. Dar acum, credeți? Întrebarea pusă de Mântuitorul Hristos. Arată că, de fapt, voi nu credeți doar de acum pentru cuvântul acesta. Acum credeți. Eu știu că, de fapt, voi credeți mai de, de, de mult. Dar acum ați mărturisit-o clar și cumva, aproape să spunem, negru pe alb. Iată, vine ceasul și a și venit. Acum intrăm într-un alt tablou, tabloul în care uh, Mântuitorul Hristos Prezină, urmează să să se să fie dus la judecată dar ne întoarcem la subiect după pauza publicitară. și venit ceasul ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur dar nu sunt singur pentru că Tatăl este cu mine am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, las lumea și iarăși mă duc la Tatăl nu este singur, ci este Tatăl cu sine. Vedem că de fapt chiar în această dinamică a ieșit de la Tatăl a venit de la om lăsând lumea plecând apoi la Tatăl în tot acest, să spunem, timp, dacă ne referim doar la dimensiunea temporală, este Hristos prezent, este Hristos în prezența Tatălui și Tatăl în prezența Fiului. Înțelegem că una sunt în lucrare, în ființă. Și atunci această nesingularitate, să spunem, este realitatea Dumnezeiască, dar, mai cu seamă, vreau să punctăm un alt aspect important pentru noi oamenii. Nu există singurătate, de fapt. De fapt și de drept, singurătate nu există. De fapt, nu există. Închipuită ea poate să existe. Închei totuși Evanghelia ca și lectură a textului și mică explicație, dar vreau să punem puțin punctul pe ei la un aspect important pentru noi, cum spuneam. Dar nu sunt singur pentru că Tatăl este cu mine. Acestea le-am grăit către voi ca într-un mine pace să aveți. Avem pace în Hristos Domnul, Înțelegând tot cuvântul Mântuitorului Hristos, ceea ce a făcut Dumnezeu Tatăl și Fiul pentru noi, și înțelegând, avem pacea care este tulburată din când în când de trâmbițata, de o manieră falsă, mincinoasă, a singurătății. Când această singurătate este trâmbițată, resimțită și creează angoase și tulbură, da? acestea le-am către voi ca într mine să aveți pace. Când omul nu are credință, când omul nu îl are pe Dumnezeu și nu are pe cineva în jur, la modul văzut ca individ uman, omul nu are alt om pe lângă el, se simte singur, poate să spună astăzi sunt singur, dar fără să se simtă singur, este singur ca valoare socială, dar el nu se simte singur pentru că, da, nu este nimeni în jurul lui din, la modul văzut, la modul social, nu este un om lângă el, dar el nu se simte singur omul pentru că este tot timpul conștient că tot timpul Dumnezeu este cu el. Tot timpul omul este conștient că tot timpul Dumnezeu este cu el. E, în clipa în care înțelegem acest lucru, nu suntem tulburați, nu se strică pacea. Cea pe care ți-o strică necredința și neînțelegerea faptului că Dumnezeu este cu noi. Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamuri și vă plecați și vă smeriți și înțelegeți Căci și cu noi este Dumnezeu. Auziți lucrul acesta? Îl înțelegem? Atunci, pentru ce să fim tulburați? Pentru ce se tulbură în noi inima noastră? Am uitat de relația vie cu Dumnezeu? Da. Sfântul Iosif Isihastul ne propune un cuvânt care la prima auzire este extrem de tulburător, mai cu seamă pentru. Societatea din ziua de astăzi. O să citim acest cuvânt care tulbură inițial, 100% va tulbura, însă după aceea o să sper să Doamne ajută să și înțelegem lucrurile exact așa cum, cum sunt până la urmă. Ne spune Sfântul Iosif Isihastu astăzi, așa. Vă rog să nu vă tulburați. Să aveți răbdare. Toate firele tale de păr sunt numărate. Și nicio o frunză nu cade fără voia lui Dumnezeu. Până aici. Atunci, dacă așa crezi, când te îmbolnăvești, sau pierzi un ochi, dinți, picioarele, capul, ficatul și intestinele și chem doctorul să te vindece, te-ai împotrivit voii lui Dumnezeu și crezi mai curând în doctor decât în Dumnezeu. Pe doctor l-ai prea înălțat și pe Dumnezeu l-ai coborât. Vezi valoarea cunoștinței cât de mult amăgește pe om? Ai văzut și valoarea credinței cât de mult înalță pe om? La această auzire, mintea omului civilizat de astăzi riscă să se tulbure, ducându-se ușor furat departe de ce a vrut Sfântul Iosif Isihastul să ne spună cu acest cuvânt. Ia se leagă și puțin de, de, finalul Evangheliei. Toate câte se întâmplă în lume, se întâmplă clar cu știința lui Dumnezeu. Nu e ceva ce să nu știe Dumnezeu. Firul, firele de păr din capul tău frunzele din pomi, din copaci dinamica lor creșterea, uscarea căderea lor pe pământ totul se întâmplă cu știința lui Dumnezeu este clar, este indubitabil acest lucru și boala și suferința ta neputința ta toate sunt știute pe Dumnezeu. Atunci, dacă așa crezi, când te îmbolnăvești, sau pierzi un ochi, un dinte, picioare, capul, ficatul, intestinele și chem pe doctor să te vindece, te-ai împotrivit voii lui Dumnezeu și crezi mai curând în doctor decât în Dumnezeu. Trebuie citit toată această frază ca să înțelegem bine. Reau fix ce ne, ne interesează. Te împotrivit voii lui Dumnezeu și crezi mai curând în doctor decât în Dumnezeu. În momentul acela este clar o situație de necredință. Dacă l-ai chemat pe doctor și crezi că doctorul este mai presus de Dumnezeu, deja ești într-o greșeală. În momentul în care acum vine și vorbește omul de astăzi. Un om oarecare. Dacă mă duc la doctor cu următoarea gândire și simțire, mă duc la doctor ca nu cumva această neputință a mea să nu fie cumva doar o acțiune omenească, rezultat al păcatelor mele, al neglijenței mele sau rezultatul al unui accident, o întâm, o, un accident, o situație, o durere întâmplată datorită neatenției uneia sau altuia, situație clar și a cunoscută înaintea lui Dumnezeu, nu e nimic ceva ce să se întâmple fără ca, ca Dumnezeu să știe acest lucru. Și atunci eu, în momentul în care Mă duc la doctor și spun, dacă vrea Dumnezeu să mă fac bine și îl luminează pe medic și îl înțelepțește pe medic și tratează această neputință și mă fac bine, slavă Bunului Dumnezeu. Dar dacă această neputință nu mi-o vindecă Dumnezeu prin mâna doctorului, înseamnă că nădăjduiesc măcar să fie milostiv Dumnezeu și această neputință a mea, chiar dacă este ultima mea neputință și plec din asta lume, măcar cât sufăr din cauza acestei neputințe, să trag pentru păcatele mele, să îmi fie spre îndreptare. Un creștin așa pune problema astăzi. Ne dând la o parte descoperirile pe care Dumnezeu le-a făcut oamenilor cu privire la însănătoșire. Știm că oricum au fost atâtea lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit în și în Vechiul Testament Oamenilor și în viața, de, în viața bisericii, momente când, din dorința de a fi bine omului, Dumnezeu descoperă omului tehnici, tactici de nutriție, de viețuire socială, de sănătate publică, de marcaj a unor boli, de. Sunt multe situații pe care Dumnezeu le-a descoperit. Să zicem, partea empirică a medicinei este mare parte din ea cunoscută datorită faptului că Dumnezeu a descoperit oamenilor ierburile amare care sunt asociate cu mielul pascal. Sunt lucruri care de fapt țin de sănătate, de nutriție până la urmă și multe alte lucruri pe care omul le-a folosit. Și le folosește și astăzi. Vedem doctorii, asta să spunem din cele din Vechiul Testament. Vedem în Noul Testament pe doctorii fără de arginți, pe medicii care au lucrat minunat cu știința medicinei, pe care ei și-o apropiaseră, dar care au a lucrat Dumnezeu minunat printr-un și pentru că aceia, pe lângă știința medicală peste știința medicală aveau credință și se rugau pentru pacienții lor și Dumnezeu îi vindeca pentru împreună împletirea științei medicale și a credinței. Așadar, în momentul în care apelăm la serviciile medicale, care de acest cuvânt îndrăznesc să cred că nu sunt osândite, ci doar bine reglementate, să nu-l prea înalți pe doctor și pe Dumnezeu să-l cobori. Vezi valoarea cunoștinței cât de mult amăgește pe om? Ai văzut valoarea credinței cât de mult înalță pe om? E, acestea două trebuiesc puse de fapt în echilibru. Rațiunea și credinț... valoarea cunoștinței și a credinței. Simțirea ține de credință, rațiunea de cunoaștere și voința de împreună echilibrare a celor două. În momentul în care un om are acest echilibru și se duce la un doctor, se roagă așa, Doamne, luminează mintea doctorului și de învoia ta să mă fac bine, lucrează tu prin mâinile lui. Biserica are chiar rugăciuni uh, pentru cei bolnavi, are rugăciuni. Uh, în, ultimul, în ultima ediție de Molitfernic mi-a plăcut și m-a bucurat mult apariția unei rugăciuni pe care preotul o rostește pe capul, punând epitrahil pe capul bolnavului ce merge să se opereze. Și în cadrul acelei operații chiar îl roagă pe Dumnezeu să lumineze, să împuternicească, să înțelepțească pe medic, să binecuvinteze mijloacele cele ce vor fi folosite pentru operarea celui bolnav. Iată, de fapt, că noi punem credința și cunoașterea în echilibru și în slujba omului, care om este de îndumnezeit, este de ajutat, de ridicat din iubire Dumnezească pentru om și din iubire dintre, între, a oamenilor între ei. În acest echilibru ar trebui să înțelegem, în această notă de echilibru, ar trebui să înțelegem cuvântul Sfântului. De ce? Pentru că, iată, și atunci, dar și astăzi, sunt foarte mulți care merg doar pe cunoaștere și doar pe medicină. Și în momentul în care omul uită de Dumnezeu, își pune nădejdea în în medicul care este om și care are limitele lui. Și este normal să fie așa. De foarte multe ori este dezamăgit și nu datorită lipsei de profenio, nu datorită lipsei de profesionalism a medicului, ci datorită credinței tale celei zero celei anulate. Pentru că tu, de fapt, nu, -ai lucrat, nu ți-ai pus nădejdea și nu, -ai, nu ai cerut la lui Dumnezeu să lucreze prin acela. Tu, dacă spuneai nădejdea că Dumnezeu lucrează prin medic pentru tine și îl rugai pe Dumnezeu să facă aceasta, pentru credința și rugăciunea ta, Dumnezeu îl lumina și îl înțelepțea. Se întâmplau două lucruri minunate. Medicul acela, luminat fiind de Dumnezeu, te vindeca pe tine, pe de altă parte, cazul tău pentru medic, care de Dumnezeu fiind luminat, era un caz aparte care aporta în experiența lui de medic lucruri noi. De fapt, așa s-au petrecut toată, toată evoluția aceasta a medicinei, s-a petrecut, s-a bazat pe cazuistica pe care fiecare medic o aduce din fiecare caz în care aplica cunoștințele sale, dacă era un caz mai deosebit învăța ceva și își nota acele învățăminte și astfel medicina a crescut de ce? pentru că iată oamenii au îmbinat de o manieră fericită credința și cunoașterea și suntem încunoștințați asupra faptului că niciun fir de păr din capul nostru nu se mișcă fără, fără voia lui Dumnezeu dacă cumva, de fapt, boala ta este în voia lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu să te îmbolnăvești? Nu. De fapt, tu, care până atunci petreceai într-o împietrire a inimii, văzându-te smerit de momentul bolii, dorindu-ți vindecarea și văzându-ți micimea și neputința atât a ta ca om cât și a medicului ca om, ce faci în clipa aia? Te zmerești? Te căiești pentru păcatele care au dus la nenorocirea trupului tău, la stricarea sănătății trupului tău, te căiești pentru păcatul care ți-a adus boala, pentru că boala te-a trezit, te-a adus într-o zmerenie și atunci dorindu-ți sănătatea te zmerești, îi spui, Doamne, îmi pară rău pentru păcatul meu, pentru că din cauza mea eu mi-am stricat sănătatea trupului, eu am mâncat peste măsură, am băut peste măsură, am pierdut noaptea fără să mă odihnesc mi-am nenorocit trupul cu păcatele mele, cu neputințele, cu neatențiile mele, Doamne, iartă-mă și luminează-mă să fac bine de aici încolo, să nu-ți mai greșesc și luminează și mintea medicului să mă facă bine. E această lucrare de rugăciune te duce acolo unde de fapt vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea boala, nu în sine boala este voia lui Dumnezeu pentru că nu vorbim de un Dumnezeu punitiv. Vorbim de un Dumnezeu iubitor de oameni. Iar dacă boala a apărut, sigur are un scop minunat în viața ta. Vezi ce zvinde vindecă boala. Boala s-ar putea să zvinde vindece de fapt întâi de toate sufletul bolnav ca acesta vindecându-se sănătatea sufletului să se reverse mai apoi și asupra trupului, și astfel trupul să devină sănătos. Pentru aceasta trebuie să punem cel puțin echilibru, dacă nu să punem deasupra, întâi de toate, credința, fără să neglijăm cunoașterea. Dar să nu ridicăm cunoașterea deasupra credinței sau să anihilăm credința, pentru că atunci ne lăsăm, sigur, ne scoatem pe noi din mâna lui Dumnezeu. Ne scoatem pe noi din pronia, din purtarea de grijă, din ajutorul lui Dumnezeu, pentru că ne credem doar rațiune, doar trup, doar zon. Acesta este pericolul cunoașterii celei puse deasupra credinței. Ne lăsat în echilibru cu credința sau ne așezând la nivel superior credința care poate upgradea, care poate, credința fiind înălțată și și mai înălțată, poate să tragă după sine toată cunoașterea. Asta ar fi o dinamică care duce la însănătoșirea minții, sufletului și a trupului omului. Așadar, nu uităm că toate sunt în știința lui Dumnezeu, toate sunt în voia lui Dumnezeu, pe care voie. O legăm de iubirea sa de oameni. Ca atare, nu înțelegem boala ca fiind un mijloc de pedapsă, cât un mijloc de înviere. Moartea sau boala, suferința, neajunsurile, dacă le înțelegem, ne pot învăța, ne pot înălța, ne pot însănătoși. Acesta este scopul bolii al suferinței. Suferința înnobilează. În chipuri spun aceste, acest adevăr mai toți Sfinții părinței ai Bisericii. Acesta este, de fapt, aceasta este cheia în care înțelegem bine cuvântul Sfântului Iosif Isihastul, nu stricto senso limitat ca sens de altfel, că omul care vrea să se ducă la doctor, îl dă la o parte pe Domnul. Dacă te duci la doctor și îl dai la o parte pe Domnul, atunci ești pe mână greșită. Dacă conlucrezi și pui întâi de toate credința, El, Dumnezeu, îți va ierta păcate de care ți-au stricat sănătatea, îți va da puterea să duci boala, îl va lumina pe medic, îl va înțelepți să-ți prescrie medicamentul, tratamentul sau operația necesară, și astfel, cu adevărat, ne vom face sănătoși de săvârșit. Să ne fie de folos, Doamne ajută!